Policlinicile sociale au devenit noile unități de primiri urgențe în plină pandemie. Oamenii care au salariile tăiate sau care au rămas fără loc de muncă și nu au card de sănătate caută disperați ajutorul acestor unități medicale sociale. Față de aceeași perioadă anului trecut, consultațiile în astfel de clinici au crescut cu peste 20%. Ba mai mult, medicii care lucrează la privat ajung să facă ture de voluntariat în policlinicile sociale. În capitală sunt policlinici private în care anul trecut erau consultate zilnic până la 10 persoane. Acum sunt zilnic peste 100 de consultații. Mulți dintre pacienți nu mai au card de sănătate după ce au rămas fără loc de muncă sau pur și simplu nu au venituri. Un medic de familie, eu nemai având niciun venit, n-aveam cum. Păi de-aia se cere și adeverință că n-am venituri la policlinică. Eu n-aveam altă șansă decât la o policlinică socială, vin și alți medici din alte spitale. Sunt și medici care fac voluntariat. N-am avut unde să mă ducă, pentru că costă foarte mult. Am probleme medicale mai mari, mai... Și nu mi-am permis să mă duc la un cabinet particular. Tot mai mulți doctori care lucrează la privat ajung să facă ture de voluntariat în policlinicile sociale. Avem o categorie mare de oameni care oricum nu aveau nicio asigurare medicală, cam 10% din bucureșteni, de exemplu, n-au asigurare medicală. Peste acest lucru a venit și pandemia și suntem supra-solicitați. Cam cu 20-30%, dacă comparăm lună cu lună, au crescut pacienții. La clinicile sociale, pacienții se pot testa și pentru COVID-19.